drept. Deci nu este ceva sigur. Și chiar dacă ar fi ceva sigur, nu asta mi-aduce nouă bucurie. Nu asta mi-aduce nouă dezvătare. Ci bucuria care este pentru noi este alta. Și anume că Domnul Iisus Hristos nu mai este mormânt. El este viu. Și acum așa de la dreapta lui Dumnezeu. L-a văzut martirul Ștefan și a zis, înainte de a muri, iată, văd cerul deschis. Și pe Fiul omului, stând unde? În care mormânt? Stând la dreapta lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Deci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este viu în vece vecelor. Aceasta este bucuria tuturor creștinilor, că Iisus nu mai este mormânt, El nu mai este mort. El este viu și nu numai atât. Bucuria noastră este și mai mare, pentru că dacă L-am acceptat pe Iisus Hristos în viața noastră și dacă urmăm pe El, avem și noi nădejde aceasta. Că într-o bună zi vom învia și noi. Și asta este bucuria noastră. Că la urmă ori bucuria ar fi știrbită. Dacă ar fi înviat numai Domnul Iisus Hristos, iar noi nu. Bucuria ar fi cu știrbitură, pentru că la urmă ori ce folos că a înviat Domnul Iisus Hristos? Da, este o bucurie, dar cu știrbitură, pentru că dacă eu nu voi învia, dacă tu nu vei învia, dacă cei dragi ai noștri care l-au slujit pe Domnul nu vor învia niciodată, nu este bucuria întreagă. Dar bucuria este desăvârșită când știm că și noi vom învia. Dacă Hristos n-a înviat, spunea Apostolul Pavel, nici noi nu vom învia. Și atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. El este viu în vecii vecilor. Și El ne spune că și noi vom învia în ziua aceea. Amin. Ce veste minunată! Că există o înviere reală. Haideți acum să lăudăm pe Domnul cu cântare și, desigur, până în cântare, să mai anunțăm, mai facem câteva anunțuri ca să trecem și la alte puncte. Copiii am înțeles că sunt pregătiți și ei la momentul potrivit. Deci să fie, să fie atent, să vină aici în față, mă refer cu copilașii de la școala duminicală. De asemenea, credem că și tinerii au pregătit ceva cântări și dacă mai este cineva din biserică, dacă mai este cineva care are vreo cântare, are vreo poezie cu ocazia sărbătorilor sau sărbătorii învierii Domnului nostru Iisus Hristos, să ne spună din timp, să ne anunțe din timp, ca să putem să folosim. De asemenea, aș vrea să anunț că sâmbăta viitoare va avea loc aici la noi în biserică concursul acela pe fază județeană, concursul care se numește Talentul Nepoț. Faza județeană se va ține la noi aici la biserică la ora 10. Deci dacă știți copii și din alte biserici, oricum noi vom anunța și în alte biserici, sunt anunțați unii, la noi la biserică, la ora 10, va fi acest concurs fază județeană. Deci cei de la Periș pot să anunțe pe cei care sunt acolo, la Valerii de asemenea, la Valerii de Munte, și toți cei care știți că doresc să participe la această fază județeană, la concursul Talentul Nepoț, să știe când va fi și unde va fi. Ora 10, Biserica Betel Câmpina. De asemenea, ar vrea să vă anunțăm că prima întâlnire va fi după masă, la orele 18, aici la Casa Domnului, când vom avea un timp de rugăciune și un timp de învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, aș vrea să ne bucurăm că Domnul ascultă rugăciunile bisericii. Obiceiul bun al bisericii noastre și altor biserici locale este ca la începutul anului să ne rugăm ca Domnul să aibă în vedere cauzele bisericii pe linie spirituală, pe linie materială, pe linie materială ca Domnul să rânduiască servicii la cei care n-au servicii, să rânduiască Domnul case la cei care n-au casă, să rânduiască Domnul sănătate la cei care
nu au sănătate. La cei care nu au familie să le rânduiască Domnul familie, să întemeieze Domnul noi familii. Și pe linie spirituală, de asemenea, Domnul să mai adauge la numărul celor care sunt mântuiți, Domnul să mai boteze cu Duhul Sfânt, Domnul să mai dea darul după duhovnicește în biserica Lui. Acestea sunt lucruri spirituale. Pe linia lucrurilor spirituale și-a arătat dorința câteva suflete din biserică să fie sprijinite în rugăciune pentru umplere cu Duhul Sfânt. Lucrul acesta va fi joi după adunare. Prima joi de după biserică, cei care ne doriți să facem o rugăciune mai specială, să numim noi, pentru umplere cu Duhul Sfânt, joi după adunare. Prima joi, acum după adunare. Iar în ce privește prima parte a rugăciunilor noastre pe linie pământească, vreau să pun o întrebare în privința aceasta. Este cineva care anul acesta vrea să se căsătorească? A planificat careva vreo căsătorie? Dacă este, să se ridice picioare, ca să-i cunoaștem și noi. La balcon este cineva? Fratele Pânicu s-a ridicat și să filmeze. S-a ridicat pentru doi tineri din față. Ce s-a întâmplat? Deci fratele Iosif și sora Ana din zona Zalău, Sălaj. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze. Când va avea loc nunta voastră? Când va începe nunta voastră? Ne-am gândit că în data de 2 august să ne căsătorim. 2 august 1900? 2 august anul 2015. Ocupați-vă. Mai este cineva? Când e vorba de căsătorii, văd că mi-au dat și microfonul. Poate că este voie bună și normal. Biblia spune, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Nu? Așa spune. Deci, dacă este vorba de nuntă, ne bucurăm. Și ne și rugăm în continuare, pentru că este o lucrare serioasă. Este ceva neserios atunci când se face lucrarea căsătoriei așa, fără știrea părinților, fără știrea bisericii. Atunci, chiar dacă este un eveniment frumos, căsătoria, este cu șfirbitură. Când părinții sunt cu muftări, biserica nu știe, dar când se face pe fondul rugăciunii bisericii, când se face pe fondul acesta ascultării de Cuvântul Dumnezeu, atunci este bine și Domnul se bucură de lucrul acesta. Am înțeles că astăzi la Ploiești este și un botez în apă și câteva suflete de la noi se vor boteza acolo, deși vor fi membri în biserica noastră, dar având în vedere că acolo se va face botez astăzi, la râu. La râu, frații m-au invitat, am zis eu, nu mă bag în râu astăzi. Nu, în râu. Dacă s-a anunțat cumva concentrare, o lucrare de concentrare la nivel național și luni pornea războiul, da, atunci tăiam viața și botezam. Dar dacă nu s-a anunțat concentrare, nu mă bag în râu. Dar unii sunt așa de plini de dorințe, cei de la Ploiești, încât vor să facă astăzi ziua de Paște. Așa e pe inimă, o bucurie și nu vreau să le strig. Dacă vor să facă, să intre în râu, în apă curgătoare, nici cu naturii, nu le strig bucuria, să facă și să țină legământul acesta până la capăt. Este cel mai important lucru. Te botezat, te botezușul. Ce mare lucru. În câteva minute, poate nici minute, ești botezat. Dar să ții legământul, asta e cel mai important. Bătaia vântului, în arșiță, în furtună, să poți să te ții de cuvântul care l-ai zis. După cum și în căsnicie, legământul căsătoriei. Cât timp durează, să zicem așa,
serviciul de cununie, de căsătorie. Câteva ori. Întrebările care se pun mirelui și miresei, cât durează? Câteva minute. Cât timp îți trebuie să dai un răspuns? Din dragoste și nesimit de nimeni în căsătorie pe cutare? Și răspunsul este da sau nu. De regulă se răspunde da. Deci nu durează mult. Dar o viață întreagă apoi. Când bat vânturile, când vin furtunile, când scrie Biblia despre casa zidită pe stâncă, a venit ploaia, au venit șuvoaile, au bătut vânturile. Dar casa aceea a rezistat, a rezistat. De ce a rezistat? Pentru că a fost zidită pe stâncă. Asta, să rămâi în bătaia vânturilor, de cursul anilor, să rămâi fidel legământului și cuvântului care l-ai păstrit, asta e lucru de căpătări. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Legământul pe care l-am făcut, sau legămintele sfinte pe care le-am făcut, să le ținem cu credincioșie. Chiar dacă am mai șubrezit în privința aceasta, să ne reîmprospătăm astăzi, înaintea lui Dumnezeu. Amin. Haideți acum să lăudăm pe Domnul cu această cântare, timp în care vom face lucrarea aceasta a colectei. Frații care sunt desemnați să se ocupe. Thank you.
avem aici mai multe dorințe, nu știu dacă se putem să le onorăm pe toate, dar încercăm totuși cât putem în prima parte a zilei, cât nu în a doua parte a zilei, a slujba de după masă. Orchestranții se vor lăuda pe Domnul cu cântare, după care grupul de tineri sau un grup de tineri